Dacă te ai spălat pe mine, ar trebui să mă simt unul din cei doi tâlhari. Bună ziua, bună dimineața, mă bucur să fiu în Târgoviște. Eu mă trag de undeva de zona asta, din Pucioasă mai exact. Dar în Târgoviște n-am prea ajuns. Uite, sunt acum să scot, cum zice un nebun, aruncă o piatră în lac și nu știu când-ți înțelepți și sar după ea. Deci, bun, mă simt înțelept care sare după piatra aruncată de Bogdan. Vorbim despre science fiction și literatura polițistă. Eu cred că e literatura polițistă. Aia e cu detectiv, e cu polițist, nu contează. Pe urmă, genul e același. Știu mai multe despre literatura science fiction și fantasy, cu aia mă ocup de vreo 10 de ani, 30, cam așa ceva. În literatura polițistă am intrat un pic mai de un an, păi așa, că mi-ai dat în cap să-mi ajung colecția de la editura 3. Am reușit să manipulez vreo 3 cărți. Să fii colecționar e foarte ușor. Aia cu cititul e mai greu. Dacă e să ne referim la un public, SF-ul are un public al lui, pentru că există acel așa numit fantom, care cuprinde și cititorii și scriitorii de science fiction. Ei se cunosc între ei, au convenții anuale de niște zeci de ani. E simplu de spus, da, uite, ăștia sunt cititorii de science fiction. La literatura politică e mai complicat, nu i-a adunat nimeni. Nici ei nu s-au adunat să se caute unii pe alții, să vadă cine mai citește literatura aia care îmi place mie. Nu și-au pus problema asta. Nici scriitorii, nici editorii nu și-au pus-o până acum. Cred că noi, ăștia care suntem pe aici, am început să ne punem problema asta și vom face niște lucruri în sensul de a descoperi cititorii de literatură politistă, de a-i aduna cumva, de a-i scoate să se vadă la ochii unii pe alții, de a face niște cluburi de lectură, niște convenții. Anul trecut am participat la Iași la prima convenție a editorilor, scriitorilor și traducătorilor de ficțiune de gen. Ne inscripe sintagma asta, ficțiunea de gen, însemnând SF fantasy și polițiste. Deci probabil există nevoia de a depista care este publicul, până urmă de a vedea și noi pentru cine scriem, că știi, scriitorul scrie el așa, dar nu chiar. Am cam renunțat de mult la povestea cu Tunul de Fildeș, acum suntem pe Facebook, suntem pe internet toată ziua, oricine ne poate găsi, oricine ne poate pune întrebări. Mă rog, oricui putem să-i răspundem sau să nu-i răspundem, dar suntem abordabili, suntem de găsit, așa cum și cărțile noastre sunt de găsit în librării. Și în târguri ca ăsta de pildă sau ca altele la care am mers anul ăsta, am umblat cam mult prin țară și am ajuns și până afara țării, la un târg de carte internațional. Tot așa, formula de scriitori de SF și polițiste. Nu știu, aveți pe masă aici o grămadă de cărți, și SF și polițiste. Din câte știu eu despre autori, sunt autori de vârf atât în zona de SF, cât și în zona de carte polițistă. Dacă nu-i cunoaște ce-ar merita, să încercați măcar, nu știu, frunzăriți aici la statul la Tectonic și vedeți câte o frază, două, că până la urmă un scriitor îl cunoști din frazele lui, nu din ce spun unii și alții despre el, care îi pot fi prieten de pahar, prieten de editură și mai departe, dar frazele din cărți sunt ale lui. Cu aia se prezintă, cu frazele alea nu minte pe nimeni, pentru că sunt ale lui și exact e ceea ce oferă. Am vrut să zic marfă, dar până da, cartea este o marfă și ea, literatura nu e o marfă, dar cartea ca obiect este o marfă care se vinde, are TVA, se ia impozit pe ea și așa mai departe. Toată lumea plătește taxe, dumneavoastră la editură, editura plătește la stat. Noi avem procentul ăla de drepturi de autor din care plătim la stat și tot așa e. Suntem în circuitul de
pe marfă. Că o carte înseamnă și cultură, e altă poveste. Nu m-aș băga în discuția asta de cultura înaltă, pentru că intrăm acolo, majoritatea lumea spune SF-ul și polițiștile nu fac parte din literatura înaltă, sunt un fel de paraliteratură, ceva literatură de mână a doua, deși chiar și la masa asta, chiar și cărțile astea sunt fraze pe care nu știu câți scriitori de literatură înaltă din România ar putea să le scrie. N-ar trebui să ne grijăm acești autori de science fiction și de polițiste, pentru că citindu-i veți avea mari surprize în ceea ce privește calitatea literară a textelor. N-a fost foarte precis, foarte focalizat pe o idee, dar, mă rog, cam așa mi-o gămie gândurile pe cap, fiind puține, se iubesc așa cum nasc pe ecouri. Îi dau microfonul Bogdan, care o să vă anunțe pe următorul vorbitor. Am preluat legătură. Mai țineți minte pe vremuri cum era chestia aia cu vă rog caseta. În anii 90. Și acum caseta. Să ne mișcăm. Câte un val, așa ar trebui. Dăm legătura mai departe. Teodora Matei a venit din Ploiești, deci nu mai pot să spun că a venit cu noi. Nu știm ce a pregătit. N-a bârfit cu noi o oră în mașină prin frumoasele comune din Chitila până în București, așa că îi dau cuvântul. De altfel, Teodora va mai avea o surpriză pentru cititori. Împreună cu Lucian Dragoș Bogdan, pe care vă invit să-l vedeți pe coperta mai multor volume în stand, vor lansa un nou roman SF, Maia, după titlul el pare a fi roman de dragoste, ceea ce poate fi, când și în fond de la Shakespeare încoace temele sunt cam tot același, sau mai de mult, de ce. Și prin introducerea asta vă spun că mai există un eveniment local în București, mai curând, local în sens de mai micuț, Strada de Carte. Dacă sunteți în săptămâna 19-25 în București, în centru, la coada halului Carol I, veți vedea mai multe standuri în care vom expune cărți și sâmbătă pe 24 la ora 17, o nouă dezbatere cu forțe și mai multe la București și două titluri noi, Aurel Cărășel de la Craiova cu un roman polițist și Lucian Dragoș Bogdan plus Teodora Matei cu Maia. Îi dau cuvântul, ca să mai vorbit așa, pauza publicitară.